în perioada 1-3 mai 2020, peste 200 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Tulcea vor fi prezenți în teren împreună cu celelalte forțe ale Ministerului Afacerilor Interne pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, prevenirea și combaterea faptelor antisociale, dar și pentru verificarea modului de respectare prevederilor legale impuse în perioada stării de urgență. Anul acesta, toți trebuie să abordăm altfel această zi și să respectăm restricțiile prevăzute în ordonanțele militare și să rămânem acasă. Păstrăm distanțarea socială, evităm aglomerațiile și nu transformăm aceste zile în curse pentru cumpărături. Respectați indicațiile din magazine și păstrați distanța. Respectați orarul de deplasare și aveți grijă de sănătatea dumneavoastră. Cei peste 200 de polițiști, alături de care vor acționa jandarmi, polițiști locali și militari, în stradă pentru siguranța dumneavoastră.